Mai mulți utilizatori WhatsApp au anunțat că și-au pierdut contul după ce au fost înșelați de hackeri. Ce metodă folosesc aceștia și la ce poți să te aștepți, ne spune Bogdan Florea, corespondent al F News. Bogdan, cum procedează hackerii atunci când vor să intre în posesia contului tău? Raluca, ei reușesc să trimită un SMS pe numărul tău de telefon. Acesta este, conține un cod de verificare. Partea interesantă este că SMS-ul vine chiar din partea WhatsApp-ului. Asta îi dă o autenticitate care constă în faptul că acest tip de mesaj vine doar atunci când vrei să te loghezi cu aplicația WhatsApp pe un alt dispozitiv decât pe cel pe care ești. Doar că de această dată nu este inițiat de tine, ci de hackerii care au intrat în posesia numărului tău. Secunde mai târziu, vei primi un mesaj în aplicația WhatsApp de la unul din contactele tale care va cere acel cod sub diferite pretexte. Acel prieten care ți-a cerut codul are deja contul Spark, iar acel mesaj nu este din partea lui, ci din partea hackerilor. Dacă le-ai dat codul, practic le-ai dat contul. Deci să înțeleg că nu trebuie să dau nimănui codul, chiar dacă pare că ar fi un prieten, dacă le dau codul, practic le dau acces la toate informațiile mele personale. Însă înțeleg și faptul că asta nu se întâmplă, adică nu primim acest SMS dacă ne logăm pe laptop, de exemplu, pentru că folosim codul QR și se întâmplă mai des doar atunci când ne schimbăm telefonul și ne logăm dintr-un telefon în celălalt. Cum putem să evităm totuși astfel de situații? Cel mai simplu este să suni și să te asiguri că acel prieten chiar este cu capul în nori. De altfel, în România am observat că mesajul este formulat la persoana a doua plural. WhatsApp recomandă verificarea în doi pași, lucru care pune ceva probleme hackerilor. Și uite, îți mai spun că și Poliția Română lucrează la o campanie de conștientizare. Cazul prezentat de ei este tot prin SMS-uri care sunt primite de la firme de curierat. Ele te îndeamnă să urmărești traseul coletului tău printr-un link. Aici situația e mai simplă. Dacă n-ai jucat la loto, n-ai cum să câștigi, iar dacă n-ai comandat nimic, n-ai ce să primești. Deci nu accesa link-ul. Cel mai bine, nu cel mai bun sfat, nu mai intra pe link-uri necunoscute, chiar dacă sunt trimise de prietenii tăi. Întreabă-i înainte, mi-ai trimis un link, da sau nu? Îți mulțumesc, Bogdan!